la din stradă dintre cele trei femei s-a lăsat cu rețineri. Trei persoane au ajuns în arestul IPJ urmarea evenimentului tulburător. La data de 26 august anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, fiind în continuare a cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj două femei de 36 și 30 de ani din municipiul Târgu Jiu și orașul Pantelimon, județul Ilfov și un bărbat de 35 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe. Din cercetările efectuate de polițiști are și faptul că la data de 24 august anul curent, cele două femei, în timp ce se aflau pe raza municipiului Târgu Jiu, ar fi exercitat acte de violență asupra unei femei de 37 de ani din comuna Telești, iar bărbatul ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat de 42 de ani din comuna Telești. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.